produsele tradiționale pentru masa de Paște și dulciurile preparate în casă își așteaptă cumpărătorii. De la târg nu lipsesc produsele din carne de miel. Brânză de oaie, de vacă, pastramă, cârnați, drob, salam. Ce-ați vândut cel mai bine? Drobul și brânză și pastrama de oaie. Crevenii care au ajuns la târg nu au rezistat tentației și au cumpărat, chiar și puțin, din cât mai multe produse. De la dulciuri, marmeladă și biscuiți, salam de biscuiți. Cum se par produsele? Bune, nu știu ce să vă spun. Brânza văd că e la preț bun. Sunt foarte delicioase, am gustat altă dată. M-am uitat la dulciuri, toată lumea se uită. Nu? Ne plac la toți. Organizatorii au pregătit în fiecare zi, între orele 17 și 20, diverse ateliere de creație în colaborare cu Palatul Copiilor și Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman. Avem aici expuse câteva imagini din Biblioteca Exilului Românesc, Biblioteca Basarab Nicolescu, o colecție unică de cărți existente în cadrul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman. De asemenea, avem o mini-expoziție de carte pentru copii, și pictură pe față. De la târg nu lipsește muzica. Orchestra Filarmonice Oltenia va susține un concert cu muzică de Brahms și unul la Catedrala Madonna Dudu cu muzică sacră. Târgul de Paște, organizat de Primăria Municipiului Craiova, își va închide porțile sâmbătă.